Siamo qua con uh, Zoltan Eikan della Dental Technician Guilds, io sono veramente onorato di essere qua con un ospite speciale di questo calibro. E stiamo parlando uno dei top top top, dei 5% tecnici a livello mondiale, del gruppo dei top 5% a mio parere dei tecnici a livello mondiale. Chi sono gli odontotecnici? E cosa se intende per extreme de la bocca? Faptul că fac parte din acest grup de, de tehnicieni DTG, Dental Technicians Guild, este rezultatul unor ani grei de muncă și a foarte multe lucruri acumulate. Practic, acest grup există și reprezintă tot ceea ce înseamnă profesia de tehnician dentar, în toată amănuntele ei. A fi un membru al acestui grup înseamnă că trebuie să arăți că ai o experiență, că în spatele, în spatele acestei experiențe ai o foarte bună bază de cunoaștere și rezultatele care ies și pe care le împărtășești ori și prin prin intermediul media sau prin intermediul diferitelor canale de comunicare, dar mai ales prin faptul că și împărtășești în diferite cursuri, prezentări, simpozioane sau congrese, nu fac altceva decât dau valoare acestei munci. Arată faptul că poți să faci orice fel de reabilitare în orice fel de amănunt, poți să rezolvi cazurile clinice foarte complexe și uh, nu de multe ori ușoare. O visto, stavo guardando qua alcuni casi che ci hai portato dove ci stavi facendo vedere bocche completamente da ricostruire, quindi con, diversi, uh, con diverse metodiche. Siete voi dei pionieri, adottate quali tecniche? Uh, pentru pentru a face o reabilitare orală complexă este nevoie de mai multe lucruri. Nu întotdeauna o reabilitare orală începe doar cunoscând un material sau doar cunoscând un, un, un aparat. Aceste lucruri astăzi în medicina modernă nu fac altceva decât să îmbunătățească mediul de lucru, să scurteze timpii de lucru. În spatele acestor reabilitări orale Stă foarte multă cunoaștere Este primul factor pe care tu trebuie să Îl ai ca să poți să faci O asemenea reabilitare să și funcționeze Practic o reabilitare înseamnă o reconstrucție A unei guri pierdute Cum a spus și profesorul Slavice ca unui organ masticator Lucru care Este La fede importante è che siano interventi per corda o per altri organi, perché si tende a dare integrità strutturale e funzionale a individui. Sì, qua vediamo per esempio un caso eh, che è arrivato, una persona qua, che abbiamo dovuto smontare praticamente tutta la bocca, questa è una uh, riabilitazione. Eh, probabilmente affrontata nella maniera eh, frettolosa, con troppa pubblicità dietro, è stato venduto probabilmente del fumo, e questo è il risultato: mm, la paziente. Adesso abbiamo dovuto smontare questo e dobbiamo passare per tutta una fase poi di lavori intermedi per andare a cercare di simulare o bioemulare eh, che è qualcosa di perfetto con materiali imperfetti. E capitat anche a te de asistere a roturi, falimente de aceste materiale care doreau să simulare la natura? Cred că, cred că cel mai cel mai important factor când vorbim despre o reabilitare orală sau succesul unei reabilitări orale, evident, este munca în echipă. Munca în echipă care înseamnă, începând de la medicul curant al pacientului, chirurgul, medicul protetician, partea de tehnică dentară, tehnicianul dentar, să poate să facă un numitor comun și un limbaj comun în a trata pacientul. La întrebarea cum și în ce mod aceste reabilitări sunt sau nu reușite, se poate începe cu vârful icebergului. Care poate să însemne și poate să ne arate pur și simplu dintr-o eroare de privire, dintr-o eroare de abordare a pacientului, în, la modul unde, când și cum punem niște dinți pierduți, dinți dați de mama natură și pierduți din diferite motive, în spațiul interarcadic. Evident, acestea făcându-se după niște criterii foarte bine stabilite, atât medicale, cât și biodinamice, cât și din fizica pură, cât și din mecanica pură, pentru ca să redăm o funcționalitate a pacientului, atât din punct de vedere al masticației, cât și din punct de vedere al vorbirii, al altor funcții, dar în primul rând ceea ce simte pacientul este reintegrarea și reabilitarea lui socială. Materialele pe care noi le alegem, evident, astăzi știința și evoluția piețelor și dezvoltatorilor de materiale fiind una extrem de vastă, devine din ce în ce mai grea să faci o decizie, din ce în ce mai greu să faci o decizie cum alegi aceste materiale. Evident că în reușita unei reabilitări, cel puțin din perspectiva laboratorului dentar, este foarte important ca să cunoaștem foarte bine materialele. Este foarte important să cunoaștem toate proprietățile acestor materiale, atât fizico-cât și chimice, pentru că nu trebuie să uităm nicio clipă că aceste materiale vor intra într-un mediu, într-un mediu de exploatare cu niște condiții nu de multe ori favorabile și ele sunt folosite într-un mediu biologic și pentru asta trebuie să cunoaștem foarte bine materialele. Ce înseamnă, de exemplu, bioemulație? În această multitudine de materiale pe care astăzi le putem avea la, la îndemână în reabilitări, indiferent de complexitate, aceste, acestea pot în mai mică sau mai mare măsură să ne ajute ca să redăm pe lângă funcționalitatea pe care o pierde pacientul odată cu pierderea dinților, reabilitarea estetică. Esteticul are foarte multe posibilități de a putea fi redat de către om. Dorința profundă și partea de creere, de artă a tehnicii dentare, este ca noi să copiem natura cât de mult posibil. Ce înseamnă a copia natura cât de mult posibil este faptul că în momentul în care aceste reabilitări ajung în cavitatea bucală a pacientului, practic să se integreze într-atât de bine această, acest lucru, ca și când ar fi fost făcut de mama natură. Bioemulation este, este o noțiune prin care uh, fiecare structură din capitatea bucală este uh, luată și analizată până în ultimul detaliu. Uh, asta înseamnă că toate componentele materialelor pe care le folosim în această reconstrucție trebuie să urmărească exact comportamentul. Unui dinte, de exemplu, natural. Asta înseamnă mai specific că în diferite condiții de luminozitate, de exemplu, acel dinte trebuie să se comporte, dinte făcut de noi, de om, trebuie să se comporte la fel ca și cel făcut de, de mama natură. Poți să o vedere cu altă De exemplu, această, această importanță a detaliilor pe care le le acordăm în reconstrucția dentară. Țin în principiu o linie separată între o estetică roz și o estetică albă. Ceea ce înseamnă reconstrucția unei estetici albe înseamnă un balans, un echilibru cât de posibil bine făcut între o saturație de culoare. Între o fluorescență a dintelui, într-o translucență și într-o palescență. Ce înseamnă asta este că noi trebuie să putem să avem posibilitatea să recreăm un dinte de 18 ani, la fel care să arate ca, ca un dinte natural, și la fel trebuie să putem să redăm naturalețe unui dinte de 60 de ani. Dacă nu înțelegem acest principiu și nu acordăm aceste, această importanță detaliilor, care țin de această diferențiere, atunci apare non-naturalul, apare fake-ul, apare uh, imediat ceva artificial, lucruri care de foarte multe ori pacientului nu-i place. La fel, la partea de reconstrucții gingivale, trebuie să fim atenți la zonele pe care le reconstituim, la vascularizarea lor, la tipologia gingivală pe care îl reconstituim. În așa măsură încât să nu creăm acea senzație de roz, de exemplu, universal și pal, pe care majoritatea pacienților o evită, ci a reda încrederea surâsului este ca și această reconstrucție gingivală să fie cât mai naturală posibil de făcut. Si pot o înrompere? Se pot rupe aceste lucruri? Da, aceste lucrări sunt făcute din niște materiale pe care le-a făcut omul. Noi încercăm, în același principiu, ca aceste materiale să aibă niște calități și proprietăți fizico-chimice ca cele sau apropiate ale structurilor pierdute. Și aici vorbim, în principiu, despre os sau dinte plasarea acestor materiale în cavitatea bucală într-o manieră greșită sau într-o manieră necontrolată, fără a, a, urma niște pași stricți în, în, aceste reconstrucții, da, pot face din păcate ca aceste materiale să nu reziste, să cedeze. În principiu, în principiu este, este mult mai important, este mult mai important de, de este mult mai important astăzi în acceptul tratamentului pe care îl primește pacientul dintr-o perspectivă medicală, nu doar dintr-o perspectivă de serviciu, ca aceste materiale, dacă este cazul să cedeze, în favoarea, de exemplu, a folosirii unor implante, ca rădăcini artificiale sau altor structuri. Există o O logica in queste costruzioni esiste un, un, un modo di gândire în costruire questi tipi di lucrări. Ba, e quindi tu pensi che l'utilizzo di materiali differenti nella stessa riabilitazione sia la chiave per bioemulare le proprietà fisiche e meccaniche dei denti naturali? Da A, În același asentiment cu, cu înțelegerea funcționalității structurale a unui pacient, evident în acel mediu în care este foarte multă apă, în care sunt niște oase, în care sunt niște mușchi, niște ligamente, întotdeauna este bine ca, ca gândirea, modul, modul de gândire care generează construcția unei. unei Lucrări de reabilitare Să poate să fie făcută Din mai multe tipuri de materiale Fiecare material îndeplinindu-și rolul Dar rezultatul final trebuie să fie unul pasiv Față de De structură De structura Osoasă implantară Ligamentară articulară a pacientului Noi astăzi Privim lucrurile Nu pentru ziua de mâine Noi privim lucrurile pentru ziua de poi mâine. Dorința și maniera în care reabilităm acești pacienți este pentru viitorul îndepărtat. Și pentru asta, modalitatea în care construim aceste lucrări, folosind diferite tipuri de materiale în aceeași reabilitare, face posibil ca pacientul să aibă o funcționalitate bună atât Uh, 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 pentru, pentru refacerea unor uh, eficiențe masticatorii sau uh, a vorbirii sau altor funcții, sau, mai bine zis, uh, uh, să, avem, să avem din punct de vedere structural și funcțional un pacient integru și peste foarte mulți ani. Io vedo, mol, a mio, dal mio punto di vista, la bocca è un organo molto complesso, un po' come un'automobile eh, con dell'alta tecnologia e alta complessità all'interno. Eh, noi sappiamo che le automobili hanno bisogno poi di avere feedback del funzionamento, oppure delle prestazioni delle varie parti del motore, della meccanica, delle, delle ruote. Nelle riabilitazioni artificiali quello che manca è la sensibilità, la propriocezione e quindi il cervello gli viene a mancare quello che è il feedback della masticazione. Una cosa che si dice veramente poco è che una bocca tutta ricostruita con materiali artificiali su impianti dentali non ha la percezione del tatto, della sensibilità. Quanto influisce questo eh, nella... Mm, Ne-lavorul eco-chefă, apoi îl dentist, Evident, că pe lângă, pe lângă a cunoaște materialul și a cunoaște un aparat care te ajută, cel mai important lucru este uh, înțelegerea uh, a tot ceea ce și cum funcționează. Este nevoie de foarte mult know-how, este nevoie de foarte multă cunoaștere ca tu să poți integra cele materiale cu care reconstitui o mușcătură, niște dinți, o gingie într-o cavitate bucală. Evident, în această înțelegere, în momentul în care treci de niște experiențe, treci de niște cazuri complexe, te face să poți privi cu alți ochi orice fel de reabilitare. Evident, un pacient care trece printr-o o reabilitare extremă, o reabilitare în care își pierde toți dinții, și tu ești nevoit să reconstitui gura cu dinți artificial, primul lucru cu care te confrunți este pierderea acestei proprioceptivități: în care. Sau care, tradus într-un limbaj pe înțelesul tuturora, înseamnă capacitatea, capacitatea funcțională de a închide gura și de a-ți opri închiderea, de exemplu, de a putea mânca, de a putea înghiți, fără ca tu să fii atent la acest lucru. Practic, propriocepția, ce înseamnă, este că. Evident, s-a întâmplat de foarte multe ori, ca în momentul în care mâncăm, cât de gustos este mâncarea, un vârf de sâmbure sau un, un, un fir de păr, dacă limba l-a simțit sau buza, deja se declanșează un întreg sistem de. de un, un, un întreg mecanism care oprește masticația. La fel, acest lucru, în momentul în care se pierd dinții, în mare parte se, se pierde. Evident, rămâne doar tactilitatea. Dar a reproduce și a suplini această propriocepție se poate face, dar se poate face doar respectând un protocol extrem de strict de lucru, care înseamnă de la, de la o anamneză. Foarte, foarte obiectiv făcută pacientului, după care o analiză instrumentală. Lucru care, exact ca într-un act medical, duce la un diagnostic, și în urma acestui diagnostic se face un, un plan de tratament. Planul de tratament este foarte important. De ce? Pentru că, în acest plan de tratament, noi trebuie să putem să punem undeva într-un spațiu interarcadic al unui os superior și os inferior, niște dinți care să funcționeze într-un ansamblu întreg al organului masticator, exact ca și dinții dați de mama natură. Asta înseamnă că acești dinți trebuie evaluați după posibilitățile structurale ale pacientului. Aici este nevoie de foarte multă geometrie matematică. Trebuie să putem să facem niște analize măsurători ale, ale structurilor osoase, a lungimii mușchilor, a modalităților de funcționalitate a mușchilor, a vectorilor pentru că tot ansamblul acesta masticator trebuie să fie și să fie lăsat să lucreze liber și corect în momentul în care aceste transferuri de date de la pacient la uh, laborator, în device de laborator, s-au făcut într-o manieră extrem de obiectivă, extrem de precisă, atunci este posibil ca să putem compensa această lipsă de propriocepție pur și simplu din niște calcule matematice care înseamnă că, într-o marjă, de uh, spațiu, pe niște lungimi, pe niște volume de dinți, pacientul să poate să mănânce fără să-i se ciocnească dinții, poate să vorbească fără să-i se ciocnească dinții și atunci putem să vorbim despre faptul că am reușit să compensăm lipsa de propriocepție pur și simplu uh, punând niște dinți în spațiul interarcadic la locul lor corect. Am în vedere cu cazuri complexe, realmente complexe, că e realizat. Questi sunt de denti bionici. Evident, scopul și obiectivul unei reabilitări, indiferent de ce complexitate este, în primul rând, de a redea această eficiență masticatorie. Pacientul de obicei, când se prezintă la, la medicul stomatolog, în general are două dorințe mari. Unu, să arate bine și doi, să poate să mănânce bine. Ei, pentru noi astăzi deja acest lucru înseamnă două iceberguri imense. Icebergul în care el își dorește să arate bine înseamnă o evaluare extrem de precisă, matematica pacientului în care noi trebuie dinții respectivi pe care el o să și vadă în oglindă să se integreze perfect într-un ambient. Acest ambient înseamnă că noi trebuie să luăm Măsurători faciale, noi trebuie să luăm niște repere din, din, din studiile de estetică, noi trebuie să ne raportăm la raportul de, de aur, de exemplu. Trebuie găsit un echilibru, o simetrie între externul pacientului, tipologia pacientului și forma dintelui și a zâmbetului pe care îl redai. Există științe care se ocupă de treaba asta din care noi am preluat, visagismul, de exemplu, care, care analizează după caracterul pacientului, de exemplu, forma dentiției, maniera de aranjare a acestor dinți. Celălalt iceberg, care înseamnă funcționalitate, înseamnă faptul că are da această eficiență masticatorie a pacientului, noi, acești dinți, trebuie să-i construim într-o anumită manieră. Asta înseamnă că, începând de la analiza structurală, funcțională, din capul pacientului, coborăm încet, încet, încet pe suprafața dentară, pe o suprafață dentară pe care, al cărei anatomii trebuie să o cunoaștem perfect. Și, practic, coborând pe această suprafață dentară, ca pe un, ca pe un câmp deschis, noi trebuie să înțelegem foarte bine, din punct de vedere biodinamic, fiecare părticică din aceste suprafețe dentare în ce direcție funcționează în timpul masticației, astfel încât să se întâmple eficient tot ceea ce înseamnă tocarea mâncării sau triturarea lui sau ruperea sau alte, alte elemente ajutătoare eficientizării. Acest lucru nu se rezumă doar aici, pentru că foarte mulți, doar preluând materialul care poate să fie un dinte artificial făcut de fabrică, nu se rezumă doar aici, pentru că pe toată calea asta, de la, de la exterior către interior, este foarte important să putem evalua, de pe suprafețele dentare sau până la suprafețele dentare, posibilitățile de mișcare poziționarea acestor dinți raportat față de niște concepte ocluzale. Niște concepte ocluzale care înseamnă o modalitate de transfer a unor date măsurători registrări din capul pacientului. Soluțiile date de noi sunt foarte importante pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca pacientul să aleagă soluții Impertinente din diferite canale, cum este, cum este, uh, uh, nu știu, diferite canale, da? în care informațiile sunt subiective și atunci alegerea pacientului asupra unui material nu întotdeauna poate să și creeze această uh, sau să fie benefic pentru așteptările lui uh, uh, despre. Despre finale. Io cerco Pecton, per esempio uno di questi polimeri eh, che sono gli ultimi ritrovati eh, per quanto riguarda la ricostruttiva. Eh, sono veramente pochi i dentisti, per esempio nel mio paese in Italia che lo promuovono, ma anche in Francia o altri paesi. Preferiscono magari parlare di più nelle pubblicità di metallo ceramica piuttosto che questo perché sono materiali insicuri o perché c'è qualche altro motivo? A tuo parere, chiaramente. Diamo un feedback nostro, abbiamo visto che l'evoluzione tecnica, la possibilità di aggiungere le tecnologie e le tecnologie che. să faci lucrări într-un laborator este foarte facil. Explozia de pe piața de catcamuri face ca pur și simplu cu câteva clicuri pe un calculator să poți scoate un produs finit cu o mașină de frezat. Viitorul și stabilitatea în viitorul stomatologic constă și va consta în know-how câștigătorii vor fi cei care vor avea o bază teoretică foarte bună. O bază teoretică foarte bună va asigura acea înțelepciune prin care noi putem să abordăm orice fel de situație clinică. Diferite, diferitele concepte care generează diferite școli, care generează diferite grupuri, grupulețe de adepți, de, de posibilități și variante de alegere există. Din păcate, aceste diferite școli de stomatologie promovează diferite modalități de rezolvare a diferitelor situații clinice. Există școala germană de, de stomatologie care are o modalitate de de abordare. Există școli elvețiene, școlile americane foarte vestite. Tot ceea ce înseamnă, în schimb, o, o, o redare a confortului pacientului de a-l reintegra socioprofesional, socioemoțional, ține de dorința și voința individuală a fiecărui medic în parte, a fiecărui clinici în parte. Nu am văzut și nu cred că barierele, hotarele țărilor fac o diferențiere clară între a alege sau nu o modalitate de reabilitare. Astăzi, ce este cert, că putem să schimbăm o rădăcină naturală cu o rădăcină artificială, indiferent de ce complexitate, complexitate care astăzi merg până la extrem. Este extrem, care înseamnă că nu numai că se lucrează pe implante convenționale, ci se lucrează pe implante care se pun undeva în craniul uman pentru că nu mai există altă posibilitate, și pe aceste implante se fac lucrări. A reabilita un pacient cu un tip de lucrare care îi permite să mănânce, să vorbească, este un act medical cine consideră că pacientului, lui, beneficient de acest act medical, îi se va îmbunătăți calitatea vieții, se va îmbunătăți tot ceea ce înseamnă pe lângă viața personală, pe lângă viața personală și calitatea vieții, poate să o facă. Eu cred că totuși, dacă există cineva care nu povestește despre aceste posibilități, sau este uh, uh, incert, sau nu dorește să facă, este încă în zona în care cunoaște doar niște concepte, a auzit despre niște lucruri, dar nu are capacitatea de a înțelege. Și de a, a, a vedea în ansamblu cap-coadă, un workflow sau posibilitățile prin care, da, aceste lucruri pot fi făcute cu rezultate bune sau foarte bune Eu ringrațiu veramente Zoltan, perché è stato molto specifico alle domande che gli abbiamo fatto Quello che pare abbiate capito, insomma, è che... La perfezione non esiste, eh, il mondo sta andando molto veloce a livello America, a livello Cina, il Giappone sta andando molto veloce, il Brasile sta andando molto veloce, ci sono dei limiti che derivano dalle economie eh, dei paesi che sicuramente influenzano poi anche la ricerca, influenzano il mercato. E quello che conta è, secondo me, portare a livello globale avanti eh, delle ricerche sui materiali innovativi in maniera congiunta, laddove le economie permettono eh, di fare ricerca e di testare eh, i nuovi materiali, per esempio per quelle che si chiamano le bocche bioniche, che noi chiamiamo riabilitazioni estreme perché è un dovere eh, morale di queste nazioni eh, portare avanti quella che è la ricerca con l'innovazione in questo settore persone che comunque si sta parlando di persone perché attaccati ai denti ci sono delle persone eh, che eh, vengono toccate nel, nel bisogno primario di nutrirsi, di mangiare eh, quanto starei qua con noi? How many days you stay with us? Vom uh, zile Sărano, giorni intensi. Da, două zile foarte intense, în care noi, exact cum am povestit, o să lăm cu pași mărunți și siguri pacienți. Pe care o să îi trecem prin acest workflow pe care noi îl avem de foarte mulți ani în aplicare. Lucru care înseamnă că facem o evaluare matematico-rațională a pacientului pe care îl vom transfera în, în ustensilele noastre de laborator cu care vom putea imita absolut tot ceea ce pacientul în, în mod normal și regulat face ca mișcări într-o masticație, într-o vorbire și pe baza acestor măsurători, registrări matematico-raționale vom reda și vom putea face un început de reabilitare orala acestor situații extreme. Pe lângă măsurătorile înregistrările facem această evaluare atât funcțională cât și structurală, împreună cu echipa de, de medici, împreună cu Medicul curant, protetician al, al fiecărui pacient, astfel încât obiectivul final este pe lângă zâmbetul redat și pe care și vede pacientul în poze sau în, în video. Noi să fim liniștiți că, din punct de vedere funcțional, am reușit să integrăm niște dinți și să redăm niște dinți în, în spațiul pierdut, astfel încât să se bucure mult timp de ei. Obiectivul major al acestei munci, câștigul este de a prezerva. Este important ca aceste structuri care primesc aceste reabilitări frumoase trebuie să fie, trebuie să fie prezervate, trebuie să avem grijă de ele pentru a nu pierde aceste implante. Implantele sunt rădăcini artificiale pe care noi dorim ca să le Păstrăm cât de mult timp posibil, zeci de ani. Grație allora ancora, abbiamo i pazienti che aspettano sulle poltrone. Ci vediamo la prossima, un salut a tutti! Mi-a făcut plăcere și dacă e să pot spune, sunteți într-o viitorii pacienți sau actualii pacienți, sunteți în mâini foarte bune.